Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un episod de Witcher 3 Wild Hunt. Se continuă. Da, prieteni, exact cum vă ziceam în episodul anterior, că vreau să mă ocup de toate punctele de interes înainte să mergem în Skellige. Am filmat eu un episod și am venit la... Deci e super greu, sunt de level 34 și sunt toate punctele de interes de levelul ăla. Level 34, 35, 40. Și ne crimim foarte mult. M-a dat bătut, adică stăm în jumătate de oră la un punct de interes, ceea ce nu e funny deloc. Ar trebui să facem două episoade cu toate aceste puncte de interes, nu 40 de episoade. Închinuim foarte mult. Și o să venim la momentul în care vom fi în stare să batem toate bestiile astea foarte puternici, pentru că aici sunt niște goul de level 34 și e super greu, sunt foarte mulți și ne dă două bucăți și cam aia suntem. Deci mai bine venim mai târziu și vom fi bombardieri. Da, prieteni, misiunile au mai rămas. Tot așa, 35, tot o facem mai târziu, o facem mai târziu și asta la fel. Facem mult mai târziu în joc. Vom merge în Skellige, prieteni, în acest episod. Da, vom merge în Skellige. Auzi bine. Deci mergem în Skellige. A venit momentul, guys. A venit momentul. A venit momentul să mergem în Skellige. Următorul țărm, următoarea insulă, următoarele peripeții, următoarele... NPC-uri, următoarele bestii vor apărea. Am abia aștept să ajung în Skellige, sincer, pentru că îmi place mult mai mult, sincer. Skellige e așa mai, nu știu, melancolică, trist, așa, nu știu, cumva. O să vedeți când o să ajungem acolo. E senzația aia. E și Venul, e foarte fain, adică, na. Mi-am distrus și armura, deci doar stau edificată să repar armura, incredibil. Foarte puternice, aia de level 24. Bine, puternici ca au ei, peste 10 leveluri. O să vin eu mai încolo și o să fiu și o bombardier, o să le arăt eu lor. Până să pișăluță gainuța. Da. Până atunci facem alte chestii, mergem în Skellige, ne ocupăm de misiuni. Și vedem noi ce mai facem. Oricum. În velea nu o să ne întoarcem, pe la level 34-35 o să ne întoarcem. Ca să completăm tot ce am mai rămas aici. Momentan, trebuie să găsim o barcă ca să ne îndreptăm către Skellige și trebuie să găsim capitanul. Hai să vedem, sunt mai mulți capitani, să vedem care vrea să meargă. Nu prea-mi place ideea, sincer. Mă duci în Skellige și pe mine, așa puțin. Not on this boat you won't. Pay you well. The islanders live off plundering. Mă, că dau bine, plătesc bine. Not willing to risk that. Nu vrea să riști. Ever sailed there? Listen. The islanders attack all ships. When they hit someone, Nilfgaard for instance, they attack him more. But truth be told, pare că e periculos în drumul spre Skellige. That spot of fun gave me enough Skellige for a lifetime. Bun. Dacă nu vrei, nu vrei. Nimic. Găsim noi capitanul. Îi plăteam bine. Duceai o viață frumoasă. Dar ce să-ți fac? Ai refuzat? Șătură mică, ce ești tu? Bun. Hai să vedem care e capitanul de aici. Cred că ăsta-i? Nu, ăsta-i Witcher Hunters. Vânătorul de vrăjitori. Aici nu e niciun capitan, brotării. Nu e capitanul, mâncați asigura ta. Dar nu zic nimic, o fi înăuntru? Probabil. Nici înăuntru, mâncați asigurița ta. Păi și atunci? Uite că mi-a dispărut, bă. Nu mai zic nimic. Sunt nervos. Ai și râde împuțit-o. Da, ar fi ultima. Se pare că a dispărut pur și simplu. Probabil aici nu e niciun capitan.
Să nu zici că nu mă pot urca pe aici. Înțeleg că nu pot. Ah. Dacă era Altair, mamă cum urca pe aici, mâncața și gurița ta. Captain. Așa, bă, altă viață parcă. You captain of this tub? What's it to you? I'm Skellige bound. Need to get there. Start swimming. Islanders, the black ones, all attackers in those waters. No one sails the route these days. Ora, nimeni nu mai navigează. Plans are ready to deal. Leave you alone if you do. Someone's done it. Gotta have. Not likely. Except maybe that daft bastard Wolverstone from the Atropos. A liar, a thief, and a bugger, that one. He might have parlayed with the sea swine. Hmm. Where can I find him? In a pigsty most times. Others, the golden sturgeon. As for Flask, everyone knows him. Bun, trebuie să ne uităm după... un ală capitan, ăsta ar fi. Pe care trebuie să-l găsim. Ăsta ar fi ăla care ar vrea să ne meargă în... Skellige, care ne-ar putea duce în Carburia. Puțin așa mai dement el. Și să vedem, da? Nimeni nu vrea să meargă acolo pentru că... au fost multe, multe lupte în ultima vreme și nu se mai navighează în zona aia. Chiar și pentru un preț ca lumea. You, Wolverstone, captain of the Atropos. So you wanna know if I'm Atropos, captain of the... Da, asta pare mai nebun așa după fața lui. I need to get to Skellige. My Atropos and me. We're due to sail for Ard Skellige. Carrying grain. But that's our shush. Got any coin? O mie. Da. Asta e prețul. Îl dăm. Here. That enough? Sack like a bull's. When do we sail? Not sure you're ready. You can barely stand. Know this, stranger. Captain Wolverstone never sails sober. The sea goes one way, Wolverstone the other. Makes the rocking bearable. So, ready to set sail? Let's go. Let's go. First, let's drink to the wind, to good fortune. The strength of my Atropos. Beam rană, nu glumă. Și gata, ne luăm adio de la Velen, guys. Ne ducem în Skellige. Incredibilos. Hai să vedem ce se întâmplă. S-a dat Geralt hainuțile jos. De două săbii. Mamă, cât de fain așa. Wow. S-a pus să odihnească, normal. Să vedem cât se va odihni oare. Deja s-au avut lupte. Deja oamenii mor. Am asta se întâmplă, că navighez, pe rat, sau ce ne-i să ăștia. Pe rat, da. Bate Geralt 50 ca voi. Pare că o furtună se apropie. Mamă, mi-am izbit aici o râd de tort. Mamă, a căzut ăla peste noi, nu cred. Asta a fost aventura lui Geralt, dragi prieteni. A fost jocul, a murit. Oare? Yeah. Ceva ore mai târziu, Skellige. Ard Skellige.
Da, am ajuns la mal, se pare. A venit un măr la noi, aici, lângă noi. Un baron de ăsta. Ah, ce faci, bolangiule? A vrut să ne ia medalionul. Back off or I'll kill you. Înapoi sau te voi I'm not omorâ. afraid of dying. Ia să vedem dacă face parte din How you figure that? You're wearing clan on crate colors. Great color. Ord Skellig's their island. Da, după îmbrăcăminte cam face. Outpost, were you? Yeah, thought the captain had a deal with you. With us? Meaning who exactly? Might have arranged something with Lugos, but crack. Nay. Clearly should have though. Outlander ships aren't welcome in these waters. What about you? What do you seek in Skellige, eh? Agreed to meet a sorceress here. Yennefer of Vengerberg. She's supposed to be on Ord Skellig. There's a witch at Caer Trolde. Croc's guest. Could be the one you're meeting. That scorn I hear in your Don't voice. Lie. You've good ears. Folks say this witch has got Croc wrapped around her finger. Am muzica asta din Skellig, o ador. Word is she's vicious at it. But a hag's a hag. Seen her? Know what the sorceress looks like? Aye. Wears black and white. If not for her tits, you'd think she was a beached orca. Fact is, even those who see her for a wench would gladly push her out to sea, tits and all. What's your name? Staingrim. Răzniesc un pic așa. Well, Staingrim, I don't like you. In fact, I feel like slapping you. Go ahead, Drifter. You try. Hai, bulangiule. Hai, bulangiule. Ia de aici. Had enough. Aplauze, eh? Best finish me now. Because you'll be fucked once I catch my breath. It was a good fight. That's enough for now. Ne-am încălzit așa puțin. Am fost întâmpinat plăcut în Skellige, ce ce drept. Expect I'll find it. Head north. Then turn west toward the bay okay. Before you come to the bridge. You'll find the Jarl port site today. Your sorceress ought to be there too. Thanks. So long. Bun, prieteni, am ajuns în Skellige. Asta e minunata Skellige. Ar trebui să mergem în portul din apropierea Caer Trolde. Mama, unii știu nume. În ocazile astea din Skellige, vă zic de pe acum. Foarte, foarte nasoale. Dar dacă am ajuns aici, aș vrea să și lutăm puțin. Pentru că avem niște chesturi destul de șmechere și mai găsim materiale. Bine, mă interesează alea de reparation, am vrut să zic. De reparat armuri. Kituri. Pentru că n-am modul ăla și chiar avem nevoie de kituri. La armură, holy shit. Ce face roci acolo, se bate cu niște bestii. Hai să-l ajutăm. Pot să-mi las calul acolo să se bată de unul singur, în niciun caz. Ia venit un coa. Sirene, mama, se sirene. Am crezut că zvultă prima dată. Da, îmi scrie că avem și sirene. Unde te-mi? Ruci, sunt lângă tine. Bun, hai să mergem până în port ca să completăm și misiunea. După care o să ne ocupăm de misiunile secundare. Abia după aia o să ne reîntâlnim cu Yennefer. Pentru că Yennefer se află aici. Și mă sună domnul Kobe, incredibil. Stați așa. Da, domnule Kobe. Stai așa, mă auzi? Stai așa că filmam un episod de Witcher, mai am un pic din el. Ești aici în special la episodul cu numărul 100 ca să te uiți și tu. Salut, pe băieți. Da, da, în 10 minute, mai aproape de finalul unei misiuni și... Bine, bine. Hai, te sun eu pe Discord, te sun pe Discord. Imediat ce termin. Bun.
Așa, prieteni. Da, ne băgăm la niște Apexan după episodul că am filmat oricum vreo 5 episoade astăzi, cam așa. Bun, dar eu nu știu unde mă duc. Nu pe aici. Da, în Skellig avem foarte mulți munți. Nu e ca în Vela, adică un câmp deschis, așa, o zonă deschisă. Sunt foarte mulți munți și destul de complication, te poți pierde foarte ușor. Pentru că sunt anumite drumuri și dacă nu le iei pe alea corecte, te pierzi extrem de Legerianus. Vedeți și voi, uite, uitați. O să avem misiuni și pe munți de aia, mamă, o să fie mișto rău. Zăpadă, bă, avem zăpadă în Skellig pentru că e mai rece aici. Și hai să-i dăm să zacă. Știu că întâlneam niște indivizi pe drum de unde puteam să luăm niște chestii. Acum nu mai știu de unii. În dreapta, stânga. Hai să luăm pe aici, pe aici ne-ar arăta că să mergem, dar cred că e pe partea aia la altă, nu știu. Totuși aruncăm o privire și pe aici, așa ușor. Da, ăsta e patul unde sunt indivizii ăștia. Deci luăm niște chestii care ne actualizează pe mapă anumite markere și putem să ne ducem cu teleporter. Vedeți, acum nu e niciun marker decât astea două pe unde am trecut. Dacă mergem la individul ăsta, o să avem și o misiune aici puțin mai târziu. Cu ăsta, cu ăsta trebuie să vorbesc, cred. Show me your wares. Da, este vorba despre aceste hărți, vedeți? Citind aceste cărți se vor debloca anumite fast travel-uri de alea pe Skellig. Insula Skellig. E bine să le luăm. Atât, perfect. Uite, mai are și niște kituri. Și astea, mamă, 5380, mâncați în ce asta? Holy shit, cât de scump. Nu o să le iau acum. Deja s-a auzit sunetul. Și acum dacă ne uităm pe mapă, prieteni, o să vedeți că s-au deblocat anumite markere sau poate că nu. Ba da, uite că s-a deblocat unul aici. Dar știu că mai trebuia să luăm de la încă unul, dar nu mai știu pe unde era ăla. Oricum o să mai dăm de astea. Să mai dăm de chestii astea. Bun, aproape am ajuns. A, cred că de la ăsta, am impresia. Pe la speci, da. Bun, cred că asta a fost, nu? So long. Acum ne uităm pe mapă. Ia să vedem, s-a mai deblocat sau nu s-a mai deblocat? Ce ăla era? Nu s-a mai deblocat. Înseamnă că sunt... Sau ăsta, cred că ăsta s-a deblocat. Nu știu acum exact. Cine ai pe aici? Bandiți, what the fuck? Bă, bandiți! Ce căutați voi pe aici? Cred că vreau să-l mălească pe ăsta. Drăcușori. Și tu? Hai să luăm căluțul. Aproape am ajuns, numai foarte mult. Și aici e minunatul castel. Acum nu știu, cred că prin stânga ar trebui să iau. Asta e Porto, acolo e castelul, cum s-ar zici. Da, na, aici n-aș vrea acum să mă duc să mă întâlnesc cu Yennefer, sincer. Am și o misiune aici. Sau să mergem. Aș fi completat misiunea asta, sincer. Dar hai să mergem. Our time amongst the living. Ia să vedem ce se întâmplă aici. Mor. Cine e ăla, bă? Uite, bă, și o vacă moartă acolo. Asta trebuie să fie prințesa, da?
Deci ăla e reagile. Sau cine e ăla din spate? Un vrăjitor, nu rege. E un vrăjitor ăla. E ăla ce a murit probabil, era, nu știu. But I want to. De că cine a făcut intri? Așa. Dar cred că e taxul. Și cam așa are loc o ceremonie aici. Such a young lass. Erna should be the one going. They shared a bed longer. Silence. It is her decision. Asta a fost decizia ei. Super. Mamă, și acum, au, și acum va da foc, mamă. Deci ca în filmele alea, jur. Wow. Ana este și ea acolo. Cum a vrut să... Asta a vrut ea? Să fie alături de bătrân? Nu a arătat-o. Mamă. Ok. Și uite-o și pe Yennefer, îmi dau seama numai după părul ei, adică după formele ei. You look beautiful. Thank you. Nice to see you again. Cât e de frumoasă, jur, e frumoasă, rău. Faină și trist, da. Yennefer o cam întrece la frumusețe. King Bran of Clan Twirsec has embarked on his final voyage. At its end, our glorious ancestors await him. Together they will hunt and raid. They will sit round the fire and praise the deeds of ages past. For now, he lives in our hearts. One day, we too shall stand at his side and face the sea together. That will be a good day. The smell wonderful. You knew Bran? Yes. He was well respected. Unlike his wife. Skellige is its clans. In times of war, tradition holds the clans unite under the leadership of their king. We've bid Bran farewell. Time to pick his successor who will lead us against the Black Ones. The gates of Caer Troll stand open to all who hail Bran of Clan Twirsec dear. Mead and meat will be plentiful. During the wake, those who believe themselves worthy of the crown will step forth. Nu s-a făcut tine. E ceva. Come to the wake with me. Gladly. Feasts in Skellige, so predictable. Slobbering drunks, brazen boasting, and the inevitable rows that result. Yeah, nothing like the banquets mages attend. Remember the one on Thanet? You were there. How could I forget? I also remember excruciatingly well what happened after the banquet. Citești gândurile? Reading my mind again. What's more, I like what I see. Când pe acolo, când pe acolo. Cineva acolo, da, desperu, nu știu dacă ați observat. Did you learn anything in Velen? Been to Novigrad. Ciri was there, looking for a way to lift some curse. She's not there anymore. You're certain? Heard it from Dandelion, with no embellishments.
Do you know any more about this curse? Not much. Ciri ran into some trouble, never finished what she went there to do. I recovered a phylactery. She was looking for a way to enchant it. I'll look at it later. Velen. Awful place. Somehow Ciri wound up at the castle of the local ruler, a baron, self-proclaimed. This was after she was injured. Injured? Was it serious? Don't think so. Must have recovered because this baron sent her on to Novigrad. Think she was looking for you at the time. These witches Ciri came across, she was lucky to escape them. Witches? Creatures, more like. Can't say exactly what they are, but they're dangerous. Very. Also ran into an old friend of ours in Velen, Kira. What on earth is Kira Metz doing in that wasteland? Hiding from witch hunters. Listen, she told me an elven mage had been there looking for Ciri. Good. You'll need to tell me more when we have some time. How about you? What have you heard? Something strange happened on Ardskellig a time ago. A disaster brought about by a burst of magic. Extraordinary, really. Natural anomaly. Never seen anything like it. My intuition tells me Ciri was its cause. As much as I respect your intuition, you need something specific. Evidence. I'd know for certain if I was able to inspect the disaster zone. Unfortunately, Ermion and his druids aren't letting anyone near. Se pare că Ermion, druizii nu lasă pe absolut nimeni, nasol. Ia să vedem, asta-i șeful. Haven't seen him since since Ciri was a little girl. I doubt he'll do you any favors, not even for old time's sake. So why won't Ermion let you inspect the area of the anomaly? Call it a difference of opinion. A large, loud difference. Look, it's Krach. Krach. White Wolf. Greetings, Krach. I shall see you at the wake. And I'll not accept any excuses. I've an important matter to discuss with you. I shall wear black and white for the feast. I count on you to don something complimentary. Something that doesn't reek of a thousand hunts. Yen, you know I can't stand new doublets. Just too tight till you break them in. And just like Krach, I'll not accept any excuses. We're not here to enjoy ourselves. We've matters to resolve and should dress appropriately. I've rented a room at the inn. Took the liberty of laying out some clothes for you there. You ought to go. In the meantime, I've something to attend to. We'll meet at the entrance to the feast hall. Bun. Bun venit în Skellige, prieteni. Cred că am completat, da, am completat și misiunea. Bun. Ne-am întâlnit aici cu Yennefer. Lucruri ciudate se întâmplă pe aici. Trebuie să mergem să vorbim cu ea. Da, trebuie să mergem să ne punem ceva haine pe noi, ceva haine și tradiționale, cum s-ar zice. Dar asta în episodul următor. Dacă v-a plăcut acest episod, prieteni, nu uitați să dați acolo un mare, mare like. Un subscribe și un share. Eu am fost Medecă, toate cele bune, respect, pa, pa!